Salutare, brother, sister. Azi am zis că dacă toți sunt cu minte odihnită, bă, hai să-i dăm cheie la un subiect tare de tot și să vorbim despre acela care afirma despre el, citez: eu nu sunt om, sunt dinamită. Ok, boss, așa e. Și anume Friedrich Nietzsche. Hai, forță! Acest filozof al secolului 20, cunoscut pentru ideile sale excentrice comparativ cu predecesorii săi, dar și pentru mustața babană, serios, ai văzut-o? Plătești, n-ai cum, adică, eu cred că acolo era toată filozofia băgată așa, ce vorbești, bobiță. Revenind, Nietzsche nu a avut o viață destul de ușoară, în sensul că anumite evenimente l-au marcat destul de tare, precum moartea tatălui său, era preot protestant sau pastor. N-ai fi zis. Dar și faptul că a fost refuzat de către iubita lui de două ori când a cerut-o în căsătorie. Ce ai făcut, băbiță? Pe cine căutați, domnule? Pe dânsa. Dânsa a plecat la mare. Cu cine? Cu dânsul. Care dânsul? Dânsul sunt eu. Dar omul și-a dus studiile mai departe, a avut o ambiție fantastică și a devenit profesor de filozofie la 25 de ani. Bă, du-te. Ramura filozofică în care Nietzsche se încadrează este etica, iar abordarea este una existențialistă. Tatăl curentului existențialist, Kierkegaard. Dar asta e poveste. Și până la urmă, care e dilema cu mustăciosul de serviciu? Păi, acest gânditor i-a inspirat pe alții mari, precum Martin Heidegger și pe-a nostru de la Rășinari, Emil Cioran. Nietzsche împarte tendințele omului în două concepte: spiritul apolonic și spiritul dionisiac. Spiritul apolonic, de la zeul grec Apollo, evident, se caracterizează prin măsură, noblețe, seninătate, un interes special pentru cultură. Spiritul dionisiac, în schimb, este caracterizat prin exaltare, senzualitate, exprimarea plăcerilor și a apucăturilor instinctuale. Faci ca Tarzan de Baros. Nietzsche prefera mai mult a doua stare, dar el considera că ceea ce îl împiedica pe om pe vremea aia să-și dea delirul așa dionisiac erau valorile creștine care dominau Europa din punct de vedere spiritual și moral și cultura occidentală. Iar începe asta cu creștinismul. Nu e o bobiță, istoria. Ce spun valorile creștine? Că e ok să nu fii tot timpul cocoșul din cameră, că trebuie să mai ne și smerim câteodată, nu este o pierdere dacă suntem modești din când în când, că trebuie să avem compasiune și milă față de ceilalți. Aici se activează a meu și începe: ce ai făcut, mă? Cum? Ce? Milă? Ce asta? Mila te face slab? Păi stai puțin, bobiță. Nu, schimbăm foaia. Și atunci Nietzsche vine și inventează supraomul, care este un arhetip al perfecțiunii. Ceva spre care trebuie să tinzi în mod continuu. Asta e un fel de speaker motivațional înainte să fie la modă. Sigur, acest supraom era scutit de defectele specifice creștinismului, cum ar fi mila sau compasiunea sau modestia. Supraomul era, pe scurt, o fire dominantă, o fire impunătoare, senzuală și pe alocuri agresivă. Nu te joci cu supraomul că ți-o iei. Zarathustra este personajul pe care Nietzsche îl alege în opera sa Așa grei Zarathustra, ce să vezi, să le vestească oamenilor conceptul de supraom. Este inspirat din profetul și preotul lui Ahura Mazda din mitologia zoroastreană, pe care o găsim la Mircea Eliade în volumul 1 din Istoria credințelor și ideilor religioase. Fui, ce mi-am dat deliru aici. Ai, mamă! Tot în această carte, Nietzsche enumeră cele trei metamorfoze prin care omul ar trebui să treacă ca să ajungă la o împlinire și să se poată transforma în supraom. Și anume, Camila, leul și copilul, n-am să le explic acum pe toate, dar ideea este foarte interesantă pentru că îți sugerează cumva să te desprinzi de vechea învățătură și toate aceste sechele, cu ghilimele,
cu care tu ai venit pe lume și ai fost învățat de mic și să le cercetezi în spirit critic și apoi să vezi dacă vrei să renunți la toate, să păstrezi câteva sau să mergi în continuare pe același drum. Asta e interesantă ideea și destul de bună. Subscriu. Nietzsche n-a boxat numai cu creștinismul, ci l-a bombardat și pe Platon. Teza lui Platon cu privire la existența unei lumi perfecte, o lume a ideilor, nu i-a convenit lui Nietzsche. Doamne, bă, ce gică contra, jur! De ce? Pentru că asta i-ar fi descurajat pe oameni să creadă că pot atinge perfecțiunea supraomului aici pe pământ, ci nu știu, i-ar fi tentat să stea să viseze la nemurirea sufletului. Doamne, ce... Aici a găsit corespondența, ce să vezi, tot în creștinism. Domeniul eschatologic al teologiei, care se referă la viața omului și situația sufletului de după moarte, i-a ridicat niște problematici lui Nietzsche. De ce? Pentru că în viziunea creștină, pentru a fi compatibil cu Dumnezeu în lumea de dincolo, omul trebuia să ducă aici pe pământ o viață totuși morală, dar nu neapărat într-un sens auster sau rigid. Pe românește, bobiță, mai ușor un pic cu poftele astea și cu delirul. Trăiește-ți viața, nu zic, dar te mai îngrijești puțin și de suflet, mai lași un pic de la tine. Ai grijă de tensiune, lasă șprițurile și fetele. A, chestiuni cam greu compatibile cu supraomul ăsta conquistador și viril. În ciuda faptului că principiul creștin spune să ne mai controlăm ego-ul, iar Nietzsche zice, nu domnule, lasă tati să se manifeste ce are, a tras diverse critici asupra lui. De exemplu, logicianul Bertrand Russell îi face următoarea observație. Nu l-agrezi pe Nietzsche pentru că îi place să contemple durerea și pentru că ridică orgoliul la rang datorie. Ia auzi cum spune asta. Era puțin și misogin, puțin mai mult, considerând că rolul femeii este acela de a aduce desfătare bărbatului războinic și nu știu ce. Din păcate, boala lui cerebrală de care suferea s-a intensificat și în cele din urmă a nebunit, se semna cu Iisus Hristos pe scrisori și lucruri de genul ăsta, ajungând să fie îngrijit pe pat de către sora lui. Da, nu prea i-a ieșit cu supraomul. A refuzat să-și publice ultimele lucrări, deoarece se contrazicea pe sine. În manuscrisele în care el explica voința de putere, el cumva monopoliza toată teoria despre lume, iar asta era exact ceea ce el critica la alți filozofi, pentru că toți, în viziunea lui Nietzsche, încercau, în mod greșit, să reducă totul la un singur principiu. Dar tot aici a ajuns și el, cumva. Și atunci a refuzat să publice lucrarea respectivă. Surioara lui avea niște simpatii mai ciudate, în sensul că era de acord cu ideologia nazistă, ce să vezi. Ea i-a luat lucrările lui Nietzsche, le-a modificat puțin ca să convină acestei nebunii și i le-a dat, cui credeți, lui Hitler! Naziștii au preluat părți din filozofia lui Nietzsche și le-au implementat în teoriile lor. Ca să vezi caracter. Ce ai cu bobiți? Nietzsche nu era un adept al legalității, dar în niciun caz nu era un naționalist și absolut deloc nu era un nazist. Dar aceste idei, precum supraomul, au convenit naziștilor care, la fel, credeau într-o rasă superioară. Cu siguranță, dacă nici ar fi trăit și ar fi văzut monstruozitatea și idioțenia pe care a creat-o nazismul, ar fi fost complet distrus și dezamăgit. Priviți, oameni buni, și spuneți dacă ați mai văzut asemenea bazaconie! Totuși, această minte vigilentă și plină de frustrări a avut câteva afirmații la care rămâi paf, pe modul, pe bune? Asta a scris-o el? De exemplu, recunoștea unicitatea și măreția lui Iisus Hristos, afirmând că a existat un singur creștin adevărat, iar acela a murit pe cruce. Ia-o-s la băiatul. L-a lăudat pe Dostoevski, spunând, citez, nu cunosc un psiholog care să-mi aducă mai multă bucurie decât a făcut-o Dostoevski. Chiar citat. Cât ți-ai și mustăcioarea ta. Cam asta a fost. Cred că v-am înnebunit de cap. Sper că v-a plăcut. Dați un like, subscribe. Ai, că nu le-a cu astea. Las-o acolo. Ne auzim. Ciao.